Te-ai mai rotunjit așa? Ai pus masă monetară? Da, de o bună perioadă stau la ING în fonduri mutuale. Ia uite, o investiție sănătoasă. Tu văd că nu prea te-ai împlinit. Păi și ce pot face? Ia zi, unde te țin ai tăi? În depozite, în portofel și uneori la saltea. Hai să-ți dau un pont. Ai auzit de fondurile mutuale de la ING? Ce e așa interesant la ele? Bun, hai să batem moneda pe fondurile mutuale. În primul rând sunt fonduri internaționale cu un câștig potențial mai mare. Apoi sunt simplu de înțeles și de ales. Fondurile mutuale de la ING sunt de fapt trei pachete diversificate. ING conservator, ING moderat și ING dinamic. Care e diferența între ele? Potențialul câștig pe termen lung și riscul asociat. Conservator e pentru cei care nu vor să riște prea mult, dar nici câștigurile nu pot fi spectaculoase. Moderat e pentru cei care vor să investească puțin mai curajos, dar cu riscuri rezonabile. Iar dinamic e pentru cei care caută profituri mai mari pe termen lung și care își asumă riscuri mai ridicate. Păi și cum pot ajunge și eu la fondurile astea noi? Foarte simplu, investești direct de pe telefon din aplicația ING Home Bank sau cu un simplu drum la ING Office. Vezi? De-aia îmi plac mie fondurile mutuale de la ING, că sunt pe gustul fiecăruia. Da, și sunt simplu de înțeles și de ales. Acum că le-ai înțeles și tu, mai trebuie doar să alegi. Investește în fondurile mutuale de la ING. Toate detaliile despre fondurile mutuale ING le găsești pe ing.ro sau în orice ING Office.